Fraților, deci trebuie neapărat să intrați chiar acum pe Eneba, pentru că fix în acest moment avem o mega promoție de iarnă unde găsiți jocuri bombă la prețuri și mai bombă. Grăbiți-vă pentru că oferta este limitată, aveți toate linkurile în descriere și de asemenea nu uitați și de codul ZZANDREI pentru încă o mică reducere. Va juca foarte frumos, să nu uitați să vă abonați bineînțeles cu clopoțel dacă doriți să primiți toate notificările de fiecare dată când postăm un nou videoclip, iar dacă doriți să susțineți suplimentar canalul puteți să deveniți membru apăsând butonul Join. Haideți să trecem la episod. Bună seara, fraților, și bine v-am regăsit. Oameni buni, la un nou episod din seria noastră minunată de Hitman 2. Ne aflăm la ultima misiune, prieteni, și mai avem două ținte de eliminat. Domnul Tyson Williams a fost eliminat cu succes, după cum puteți vedea că m-am îmbrăcat foarte frumos el, băie, și am reușit să scap de cei care mă urmăreau. Și mai trebuie să îi omorăm pe Steven Bradley și pe Ludmila Vetrova, băieți, pe care, uitați unde îi vedem acolo. Hai că mergem și noi liniștiți pe aici prin zonă. Băi, deci vreau să vă spun că sunteți geniali. Înainte de toate, nu uitați să dați și voi acolo cât mai multe like-uri dacă mă susțineți și dacă, bineînțeles, vreți să postăm și mai multe videoclipuri de acest gen la mine pe canal. Și aș aprecia dacă scrie acolo în comentarii dacă vă uitați la tot episodul, băieți, mai ales că seria se apropie de final. Ia uite, prietena Ludmila, ce vorbiște acolo. E în apă, Adrecu? E în apă. Te pup, te pup, frate. Mamă, poți sar pe aici? Mamă, a plecat de acolo. Bun, haideți să vedem unde mergem să putem să o omorâm. Are un bodyguard după aia, băiți. Trebuie să o omorâm într-o zonă unde nu o să ne vadă lumea. Asta e chestia, te pup, fata mea. Hai, sporă la bronzare, dar văd că ai tricou pe tine. Dar e ok, ok. No problem, no problem. Uite ce merge gagica, mamă, smulse aici. Vreau să văd pe unde o iau ăștia. Aia e chestia. Pe ăsta n-aș vrea să-l omor acum. Ăla vorbește. Mama, dar nu credeți că... Nu credeți că e puțin tel cam dubios că... Nu știu cum să vă spun, dar... Stai. Am făcut o poză frumoasă. E puțin tel cam dubios că îi urmăresc pe ăștia. De unde aș putea să-i omor? Trebuie să mă bag undeva în apă, mă. Trebuie să mă bag undeva în apă să pot să-i omor. Sau hai să mergem, ia să încercăm să mergem noi la celălalt tip. Sau să omor pe asta? Așa că pot să omor de la distanță. Dacă face stânga e bombă. Bă, pot să mă prind și cu schijetul, boys. Caterinca. Ia, pot să-l iau pe oricare. Create oil leak. Nu. Pot să fac să se piardă ulei. Trespassing. Am găsit-o acolo. Și văd oamenii ăștia de pe plajă dacă îmi mor aici. Ia să mergem noi în partea aia, vedem pe unde se duce. Stimabila doamnă, o filăm așa frumos cum ne place nouă, băieți. Dar în continuare mi se pare wow joculețul ăsta pe grafică, chiar mi se pare foarte wow. Salut, frate, te pup. Mamă, bă, mă enervează că ăsta stă mereu să se uită, mă. Ea vrea să intre acolo înăuntru, acolo putem să facem nebunia. Saving. De ce se salvează jocul? Bă, cine a plecat? M-a plecat unul cu schijetul. De ce se salvează jocul? Aici intră, stânga face. Ia uite. Perfect. Bă, dar n-am pistol. Nu mai am pistol la mine că l-am aruncat. Hang on. That's Jason Portman, former CEO of Quantum Leap and current CEO of Much Talk, the disreputed social media network. Mai țineți minte că am aruncat pistola acolo în boschet? Why is he here, 47? De ce e aici? Mamă, de unde să știu eu? Bă, trebuie să mergem să ne recuperăm pistolul, băiți. Na de aici, drăcea, drecu. Deci trebuie să mergem să ne recuperăm pistolul, boys. Salut, frate, te pup eu. Și pistolul știu unde l-am lăsat. L-am lăsat în niște boscheți fix înainte să mă costumez în doctorul ăla. Uite, pe aici trebuie să o iau. Mamă, știu exact drumul, băieți, sunt creier, am full brain. Full brain here. Ce dubios sună, full brain. Te pup, salut. Să fii sănătos. Pe aici și o să facem dreapta, nu? Da, o să facem dreapta. Și undeva în boscheț acolo o să am pistolul. Uite, ia coie, dar eu l-am omorât pe ăla, aia stau așa cu minți. Cu minți și liniștiți, o să luăm pe aici prin boscheț. Uite.
Gata, pot să plec liniștit. Mamă, să vedeți ce dau acum. Puteam să-i dau de acolo, de sub mini pontonul ăla unde eram eu sau sub ce naiba eram. Puteam să-i dau direct acolo, dar n-aveam pistolul la mine. Hai să vedem acum unde fugi fata mea, uite unde vin. Ia să eu pe aici pe dedesubt. Deci e fix deasupra mea. E fix deasupra mea. Bullet impact notice, stai mă cu mine. Unde pot să-i bag? Hai băieți, îmi pare rău că v-am omorât. Chiar I'm so sorry. Bă, vine aia, să nu vină încoace. Hai să rău și pe ăsta. Salut frate, îmi pare rău, nu știu dacă-ți mă costumez în ăsta, numai bine în bucătar. Te pup, te pup, vine și tu încoace. Dacă gen îl... Îl leșinam, frate, și-ar fi dat ăla seama, știi? Bun. Deci unde e prietena noastră? Mamă, dar și uite mă că mă recunosc ăștia. Nu-i bine, pe atunci ia să mă deghizez eu. Nu, tot te cru. Tot așa? Fix deasupra. Mamă, asta e momentul. Deci dă moment, boys. Nu load, nu load. Dăm un save acum și ăsta e momentul când trebuie să omori și pe gagica asta. Just one more target to go. Good work, 47. Ludmila Vetrova has been permanently retired. Salut. Îmi pare rău. Unde intra Salamu? Gata mă băieți, am scăpat. Hai că nu mă văd de-aia. Opa! Dar ăla mă recunoaște. Te pup, frate. Mamă, încă un kill cu succes, băieți! Așa se face, mă, treaba. Mamă, au găsit cadavru. Și ce dacă au găsit cadavru? Aia încă mă caută și uite pe ăla. Trebuie să-l mai omor și gata. Ăla e tati. Opa, ăla mă vede, sper că nu-și dă seama de la distanța. Și ăla mă vede, dar nu-i atent la mine. That's all we need to do from here. Miss Hall, easy! Easy, Leanu, boys! So, that's Stephen Bradley taken care of. Și aveți mă că... Cata mă. Și acum plecăm liniștiți, băieți? Pe bune, ăsta a fost jocul, plecăm liniștiți, așa mă, cum i-am prins pe ăștia doi așa pe intervenție. Bă. M-am costumat repede. Dar n-am văzut aia? Mamă, eu n-am văzut că ăla mă recunoștea, am dat mare bucat. Aaa, și am plecat cu avionul meu minunat și privat. My private jet, boys, is here. Te pup, frate, te pup. Ca să fie tot acamul să nu comentezi. Gata, mă. Ce faci, tati? Ce pot să fac cu furtunul ăsta? Gata, m-am plecat, ia. Easy, Leanu, zici că sunt agent de pază, că așa m-am costumat. Saving. Vreau să văd dacă într-adevăr Island in Chile am luat achievement. Mission story completed, take a deep breath. Yeah. Bun. Au, te zis Andrei level 18. Hidden stage, laundry room. Așa. Bun, dăm skip un pic. Dăm skip și hai să vedem dacă ăsta a fost, băi. Să vedem cinematicul de final.
Suntem fericiți? Sau poate urmează continuarea în Hitman 3? Cine știe ce ne așteaptă, azi vedem. Bă, ce-i cu barca asta, mă? Naufragiat aici. Vaporul s-a naufragiat. S-a lovit de roci, săracu, cred. Ia. Cum a fost timpul tău în paradis? Foarte bun. Productiv. Right. We should hear from the others. Warren, whatever your robot did back on the island, it worked. Let's see. Ce a făcut robotul tău, robocica? Yeah, here we are. Sau? You found them? Yeah. Right here. But no, wait a minute. Something's off. See here? All those controlling shares, those are basically the backbone of the Providence Empire, but they're not going to the new partner identities. They're allocated to someone else. Everything is. The partners are left with no real control. Mamă, deci înseamnă că s-au dus la altcineva. Arthur Edwards, what? Cine e Arthur Edwards? Nu era ăla de la început, de la noi, sau? Constanta, the constant. Ăla de-l furase, mai țineți minte? Ăla de l-am luat de pe insula aia, băieți. Mam, ăla de l-am luat de pe insulă pe bune și au venit toți banii la el sau, mă rog, toate acțiunile sau nu știu exact. Îi sună telefonul. Boss, vezi că ai devenit șef. From Olivia. Everything's going to plan. We know where the partners are. We have our targets. Că avem țintele noastre. You're almost there, old friend. Feels good, doesn't it? Te simți bine, nu? Ce-i mă că sunt tank? We should head out before the storm hits. Time to fulfill our purpose. 47. E momentul să ne îndeplinim. Mamă, să ne omorâm pe toți. Să ne îndeplinim destinul. Bombă, deci Hitman 3 incoming, boys? Cred că Hitman 3 incoming, boys. Pentru că ghiciți ce? This was it, boys. Replay mission, replan mission. Mission accomplished. Exitul menu, ia vedem. Deci, prieteni, cred că din Hitman 2 cam astea au fost misiunile, aș putea spune. Că avem aici și Patient Zero. Asta o fi continuarea? Get access. Nu știu, vreau să-mi scrieți în comentarii dacă asta e continuarea, băieți. Pentru că, uite, aici ultima misiune de Last Resort. Probabil Patient Zero este continuarea, dar vreau să-mi scrieți voi în comentarii, poate luăm și DLC-ul acesta și ne ocupăm de această treabă în continuare. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați acolo cât mai multe like-uri și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat, bye bye!